Inel Staicu a recunoscut că a dat mită 1,2 milioane de euro pentru a scăpa de închisoare. La DNA au avut loc noi audieri în dosarul judecătoarei care ar fi luat șpagă. Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, în dosarul Veronicăi Cârstoiu sunt vehiculate numele altor 5 magistrați. Inel Staicu a spus la intrarea în sediul Direcției Naționale Anticorupție că se așteaptă să fie arestat și că va cere să fie arestat, la fel cum a făcut și în cazul judecătoarelor Viorica Dinu și Antonela Costache de la Tribunalul București. El a precizat că, în cursul zilei de luni, a primit o scrisoare de la fratele său, Marian Staicu, în care acesta a recunoscut integral faptele de corupție prezentate de procurori în dosarul în care judecătoarea Veronica Cârstoiu este acuzată de luare de mită și complicitate la trafic de influență. Inel Staicu a mai spus că fratele său este cel care s-a ocupat de tot ce înseamnă trafic de influență și dare de mită la Tribunalul București, Curtea de Apel București și în alta curte de casație și justiție. Întrebat cum a fost posibil ca fratele lui să dea mită, Inel Staicu a spus că în perioada în care a fost în închisoare, toate firmele sale au fost administrate de Marian Staicu, iar acesta a avut acces la bani. Inel Staicu a precizat însă că, în opinia lui, avocatele Adriana Dascălu și Ileana Alina Răducan l-au înșelat pe fratele său și au luat de la acesta de la 100.000 de euro până la 1,5 milioane de euro. El a mai spus că nu știa că s-au strâns bani pentru mită, precizând că nu a avut niciodată bani, ci doar acțiuni.